Adrian Hărăguș, polițistul care l-a îmbrăcat în uniforma poliției pe Victoraș Micula, și-a aflat sentința. Agentul a scăpat doar cu o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare. Milionarul Victor Micula a fost și el trimis în judecată, însă ca de fiecare dată a scăpat de închisoare. După ce a fost trimis în judecată în luna decembrie anului 2020, Adrian Hărăguș și-a aflat sentința. Judecătoria Oradea a decis să-l condamne pe agentul de poliție la 3 ani de închisoare cu suspendare. În plus, în acești ani, polițistul nu are voie să profeseze. Toate acestea vin după ce Adrian Hărăguș și-a lăsat mașina de serviciu pe mâna tânărului milionar din Oradea, Victoraș Micula. Acesta s-ar fi îmbrăcat în uniforma polițistului și ar fi condus autospeciala prin oraș cu semnalele acustice pornite. Ulterior, Victoraș ar fi participat la o perchiziție corporală alături de alți agenți de poliție. Imaginile au ajuns pe mâna autorităților care l-au trimis în judecată pe Victoraș Micula. Când e deschis sezonul la țap, toată lumea caută un trofeu. Așa e România, ce să-i vrea? Le trebuie în campanie electorală, e nevoie de arestat. Tânărul milionar e cunoscut pentru incidentele în care a fost implicat de-a lungul timpului și pentru faptul că a reușit să scape mai mereu basma curată. Ce ați căutat acolo? În fondul de vânătoare? Ce ați căutat acolo? Nu erați în fondul de vânătoare, erați pe strada Ba nu, era în fondul de vânătoare până în Paleu.